Guvernare, când se miște tehnocrați, nu se știe dacă ești la guvernare sau nu ești la guvernare, e puțin mai bizar și atunci trebuie discuta și în Partidul Național Liberal cu BEX, BPN, să vedem dacă este o variantă. Am adus socialdemocrații au făcut un minoritar, doar guvernul. Va avea același număr de portofolii. Am văzut că socialdemocrații au făcut în această dimineață un apel la responsabilitate și la faptul că ar trebui investit cât mai repede un guvern pentru că oamenii s-au săturat. Vedeți că această declarație a liderului social-democrat Marcel Ciolacu să fie și un semn pentru susținerea guvernului minoritar pe care îl propuneți? Sau... Eu așa o văd. Este, cred că, primul pas pe care îl face Partidul Social-Democrat care arată că va susține un guvern minoritar. Am spus din primul moment. Partidul Național Liberal a făcut un pas important. Președintele partidului s-a luat o parte. Am propus un alt premier, pe domnul Nicolae Ciucă. Partidul Social-Democrat a spus de 8 luni de zile că nu vrea la guvernare, că nu își dorește să fie la guvernare. Au fost două situații, două consultări la Cotroceni. La niciuna nu a venit cu o propunere premier. A spus că nu vrea la guvernare. Deci varianta, și îmi pare bine că merge în această direcție Partidul Social-Democrat, este de a susține un guvern minoritar. Mă sper și de la USR să vedem același rezultat, să avem acest guvern votat de USR și de cât mai mulți parlamentari ca să treacă cât mai repede. Seară și până astăzi nu ați avut niciun semn de la USR Plus că sunt deschiși la noi discuții să vină întâmpinarea cerințelor pe care le-ați. Nu, din păcate nu și eu și românii ne uităm și nu înțelegem această atitudine a celor de la USR, pentru că, repet, noi am făcut o concesie majoră, am înțeles mesajul, este momentul ca și cei de la USR să arate că înțeleg importanța momentului prin care trece România, să facă un pas, să arate clar că vor susține acest guvern minoritar și vom putea discuta din nou peste 7-8 luni de zile să vedem dacă avem timp să discutăm până atunci. Câte vor fi? Câte vor fi? 3, 4, 5, 6, câte vor fi? Trebuie să trecem peste perioada de iarnă. Tot Marcel Ciolacu menționa astăzi că socialdemocrații au venit cu acea idee de a susține un guvern tehnocrat. Prin urmare, există această variantă ca în cadrul Partidului Național Liberal să luați în considerare acest guvern tehnocrat sau și cu miniștrii tehnocrați, astfel încât să se ajungă. Această variantă nu există. Comun? Încă nu există această variantă. Premierul desemnat Nicolae Ciucă nu a venit cu această variantă. Deci ea nu există. Mandatul în acel moment este clar. Nu am avut niciun element nou care să ne facă să ne întoarcem în partii, să cerem un alt mandat. În acest moment mandatul este pentru un guvern minoritar susținut de cât mai mulți parlamentari de la toate partidele pentru a trece această perioadă. Dar în acest moment, ca să clarificăm, este exclusă refacerea coaliției cu USR, cu premierul desemnat Nicolae Ciucă? Știți cum e, takes two to tango. E vorba de două partide care au acum viziuni diferite. Noi am spus clar, am făcut un pas, am arătat. Din partea cealaltă văd că nu este niciun progres. Până la urmă, dacă rămân blocați în ceea ce spuneau și acum două săptămâni și acum trei săptămâni, când de fapt eu eram acolo, eram premier propus, acum nu mai sunt, nu înțeleg exact atâta cer de la USR. Ați putut același număr de portofolii, dacă ne puteți spune cum rămâne cu relația cu UDMR. Primește UDMR un alt minister în plus în această nouă formulă și care ar putea să fie acel minister? Da, cum vom avea detaliile, vom prezenta public. Mulțumesc. Mulțumesc. Și despre situația pandemică, dacă... Situația pandemică? Vaccinarea crește. Vaccinarea crește, dar numărul deceselor se menține foarte... Aici avem din ce în ce mai multe resurse. Am adus și din sănătate, medicii, am apelat la toate resursele. Aflăm din ce în ce mai... În fiecare zi alocăm mai multe resurse. Sper să putem să oprim numărul deceselor, să înceapă să scadă în perioada următoare. Avem din ce în ce mai multe paturi. Ați văzut că au fost mai multe resurse alocate în ultima perioadă. Pe de altă parte, am văzut că sunt foarte mulți pacienți care așteaptă în afara secțiilor de terapie intensivă, în secțiile de primiri urgențe, tocmai pentru că nu există variante și vedem că se menține un număr ridicat al deceselor. Este adevărat, dar în același timp vedeți că avem deja peste 1900 de persoane în secția ATI. Asta arată clar că am putut să creștem numărul de paturi foarte rapid. Într-o lună jumătate am venit de la 600 la 1900 de paturi.
vom depune efortul în continuare să avem toate resursele, să ne asigurăm că cei care ajung acolo au cele mai bune condiții. În același timp, e bine să nu mai ajungă oamenii în ATI și e bine să se vaccineze ca să nu mai ajungă oamenii în acest perioadă. Apropo de vaccin, aș mai avea o întrebare. Am văzut că există o situație în care persoanele care merg să se vaccineze pentru prima oară nu primesc acele vouchere promise. Nu, au fost suplimentate resursele și cei care n-au primit, am urmărit ieri cu Vali Gheorghiță, cei care n-au primit îl vor primi. Poate că nu mai erau la centru respectiv, dar DSP-ul au suplimentat resursele și vin, vor primi acele. Vor primi există această discuție între socialdemocrați ca la legea vaccinării care ajunge în Camera Deputaților să depună amendamente și să se poată obține certificatul verde și pe baza dovezii că avem anticorp. Adică pentru oamenii care au rămas acasă, s-au tratat la domiciliu, n-au anunțat DSP-urile, n-au anunțat pe nimeni că sunt bolnavi, ar putea fi susținută o astfel de soluție? Și să o văd și aici trebuie discutat cu specialiștii dacă este o variantă. Acum, nouă ne place să reinventăm toate aceste lucruri. Cei care au trecut prin boală și sunt deja înregistrați la DSP, așa a fost în toată Europa. Nu știu dacă există o altă țară în care certificatul verde a fost extins pentru persoanele care au anticorpi descoperiți prin altă metodă, dar vom vedea. Eu cred că cel mai simplu este să avem această variantă pe care o are toată Europa, folosim certificatul verde și mergem mai departe. E trist să vezi că PSD se crampează fiecare dată și când e o măsură bună, încearcă să o amâne. Dar poate negocia și acest aspect al certificatului verde cu cei de la PSD, tocmai pentru ca să nu atace, de exemplu, acest. Negociem cu toți parlamentarii aceste proceduri parlamentare. Mulțumesc mult de tot! Florin Câțu despre o ședință care va avea loc azi în interiorul partidului, cu speranța că vom avea un guvern săptămâna viitoare. E momentul ca USR și PSD să arate că vor la guvernare.